pare de bun gust să mă prezint în două, trei minute de cei care mă cunosc mai mult sau mai puțin. Unii dintre astea au apărat. Deci, mă merg și Capache, am 54 de ani. Lucrez aici în funcție de secretar general comunei de două săptămâni. Sunt în perioada în care iau în primire această funcție. În comunitate lucrez la actele necesare cu desfășurările județului primării. Sunt căsătorit. Soția lucrează la bancă, am un singur băiat 31 de ani avocat București. În cursul carierei mele am lucrat mare parte la Ministerul Apărării Naționale, am trecut în rezervă în funcție de cu gradul de la putere colonel, am fost ofițer de comandă și stat major. Așa, ulterior am lucrat 3 ani la Banca Comercială ca parte a Consiliului și executorul băncii pe zona Moldova. Și în ultimii 6 ani de zile am lucrat Consiliul Județean, Consiliul Județean și expert în achiziții publice, la serviciul turist și salvamont la județul Bacău. Am venit cu gânduri bune, gânduri serioase, să sprijin activitatea primăriei, pe domnul primar în primul rând și activitatea Consiliului Local, care mă subordonez din punct de vedere juridic și primar. Intențiile mele sunt bune, să vă sprijin în toate activitățile care le aveți oferă. Ofer toate cunoștințele mele pentru dumneavoastră activității, ofer respect și solicit acesta respect în continuare, atât față de dumneavoastră cât și de angajații primării. Dacă aveți întrebări personale, pot fi puse numai acum. Dacă nu mergem în continuare, o întrebe. Doriți să citeți, am înțeles că datorită de faptul că a lipsit secretarul în lunii iulie și august, sunt două hotărâri din Consiliul Local care nu au fost. Au fost procese de care nu au fost. Dacă doriți să le citesc, acum le dau citire, dacă le supunem la vot, le supunem la vot. Dar pot să le citesc, mă doresc. Dar sunt foarte simplu. Le supunem la vot. Da? Procesul verbal încheiat în ședința 26.07, proiect de hotărâre sau hotărâre prin caracterea de președinte și ministru. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Ok. În continuare, hotărârea din data de 11.08, referitoare la aprobarea participării de Damaș la programul primirea de serviciu de gaz de biserică, transportul prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localitate, construirea unei stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localitatea Damaș de Subata. Cine este pentru? Abținere? Împotrivă? Poate să mai amintea. Vă mulțumesc. Să începe și chestia de astăzi. În dimineața domnului Pasie și bine revăzut. Primarul Comunii Damaș ne-a invitat astăzi la o ședință ordinară în data de 31.22 la ora 9, următorul proiect de ordine pe zi. 1. Proiect de hotărâre, numărul 48, privind desfășurarea zilei Comunii Damaș în perioada 8-19-9-2022 și alocarea sumei de 3.000 de lei destinate desfășurării competițiilor. 2. Proiect de hotărâre, numărul 49, privind includerea drumului DS-999-86, situat în satul Chieteș, în domeniul public al Comunii Damaș, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre numărul 50 privind participarea OAT-ului Damaș la elaborarea studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciilor publice locale de călători prin care, prin curse regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană. Documentele aferente studiului pentru delegarea serviciilor publice locale de călători pot fi studiate în dosarul ședinței.
4. Proiecte de hotărâre numărul 51 privind aprobarea revizului general actualizat aferent studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, construirea pavilionului pentru activități școlare în aer liber, înființarea și dotarea laboratoare școala de gimnazială numărul 1 Tamaș. Și 5 și diverse. Să supunem la ordinea de cine e de acord cu ordinea de zi. Se abține cineva? Dăm cuvântul domnul primar cu proiectul numărul 48. Numărul 48. Bună dimineața! Proiectul de hotărâre numărul 48 din 24.8.2022 privind desfășurarea zilelor României Tamaș în perioada 8-11.2022 și alocarea sumei de 3.000 de lei din bugetul local pentru organizarea competițiilor sportive. Propun, articolul 1. Desfășurarea zilelor României Tamaș în perioada de 8-11 cu programul conform anexei numărul 1. Articolul 2. Alocarea sumei de 3.000 de lei pentru organizarea competițiilor sportive cu ocazia zilelor României Tamaș, care se desfășoară în perioada 8-11. Și articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului, instituția prefecturii, județului va fi compartimentului financiar contabil, impozite și taxe, compartimentul achiziții publice, precum și altor instituții interesate și va fi adus la cunoștință conform legii. Aici o să avem nevoie de suma de 3.000 de lei pentru, în data de 11, avem un campionat de fotbal. O să jucăm cu Gioseniu și cu Bucorciul. Și avem nevoie pentru tricouri, pentru echipamente, pentru mici, pentru medale, pentru cupe, mai eu, fluier și toate astea. Suma de 3.000 de lei pentru bugetul local. Restul zilelor care sunt, restul 3 zile care sunt susținute din proiectul social. Nu sunt din bugetul local, plătiți nici și cântăreți, nici și nimic. Dacă permite, da. Președinte. Domnul Toma, să-mi scrie la urmă. Să mai scrie cineva? Nu. Deci, cu privire la proiectul 48, în primul rând, suma este prea mică. Aș fi vrut o sumă mai mare pentru că noi, Consiliul Local, trebuie să încurajăm sportul în Comuna Tamaș. Sunt ferm convins că cei care iubesc sportul, cu siguranță, vor dori ca activitatea respectivă să continue. Pe această cale chiar recomand inclusiv consilierilor locali să inițieze proiecte dacă au cunoștință de ceva prin care noi am putea îmbunătăți sportul în Comuna Tamaș. Tinerii care participă la astfel de competiții, în opinia mea, ar trebui îmbrăcați, corespunzător, să aibă dotările necesare și să fie chiar și premiați. Pentru că, în final, viitorul nostru se bazează pe tinerii din Comuna Tamaș. Mai am o altă întrebare inițiatorului. Am înțeles că zilele Comunei Tamaș vor fi oarecum organizate de grupul acesta social. Așa este? Nu, e pe proiectul social, sunt organizate de către primărie, de către noi. Da, dar vor fi anumite cheltuieli pentru manifestările respective? Nu. Pentru manifestarea în sine, pentru sărbătoarea asta a Comunei Tamaș. Da. Deci există anumite cheltuieli, înțeleg. Da. Care sunt finanțate de la grupul social. De pe proiectul social, exact. Suma de 20.000 de lei în care ne-am deci 20.000. Ca să facem. Tocmai aici aș vrea să întreb, ținând cont că în anii precedenți sau anul trecut, suma respectivă, cred că mai mică sau mai mare, de 20.000 a fost anul trecut? Nu, nu 20.000. Tot 20.000. 20.000. Au fost urmată 15.000 și după aceea s-a mai adăugat 5.000. Și am înțeles că, în final, dacă ne aducem aminte cu toții, banii respectivi anul trecut au fost cheltuiți, dar s-a demonstrat astăzi, încă noi nu avem acceptul de la OIR, că finanțarea respectivă s-a adeverit că nu a fost chiar atât de legală, ca să ne dovadă grupul social a venit cu tot felul de documentații și în final a reușit să scoate de la bugetul local, de la bugetul Comunei
tamaș, adică din banii oamenilor, 1 miliard de lei. Pentru faptul că, deci, anul trecut n-a fost organizat bine, în opinia mea. Și observ că și anul acesta facem aceeași eroare. Lăsăm grupul social să se ocupe de zilele Bacăului și în final, zilele tamașului începe. Finanțarea de acolo. Deci, de exemplu, dacă dânsii nu-și vor primi banii, pentru că cei de la OIV vor descoperi din nou neclarități, ne vom trezi peste 2, 3, 4, 5 luni, că ei vor veni peste Consiliul Local și vor încerca să ne convingă cu tot felul de hârtiuțe să le dăm iar 1 miliard de la buget. Nu, vreau să vină finanțarea. Să întâlnesc de foarte mult cu finanțarea socială, am înțeles că sunt probleme cu bugetul. Și sunt târzi. Trebuia să avem bani până acum, trebuia să avem bani în 92.000 care s-au alocat în bugetul ca să ne fie recuperat până acum, dar nu avem bani, să mai întârzi. Așa este, dar... Dar nu sunt târzi pentru că au fost zile, anul trecut zile de comunității și... Nu, acolo am avut și bani, bani s-au plătit, n-au fost nicio problemă. Consiliul Local în Spețe. Nu avem aceeași situație, adică ne trezim peste câteva luni că banii respectivi, în final, vor fi povară fiscală din buzunarul cetățenilor, adică oamenii care nu au nicio vină. Deci din taxele și impozite vor plăti pentru, nu știu cui o să plătiți banii respectivi, cântăreți, dansatori, da, tot felul de chestii. Ideea este să nu ne trezim din nou că va fi o povară fiscală pentru bugetul local, al Comunei Tămașa. Sigur, asta este și nou. Chiar aia 22.000 o să-i recuperăm. Pentru că s-a recuperat, o să... corect. Aici avem zilele de comunități, o să fie 8-11. Prima zi, 8 septembrie, o să fie cu cântăreții. O să pun afiș oficial și pe pagina de Facebook și pe pagina primăriei. O să pun și comun peste tot afișii ca să fie informată toată lumea. După o să avem și sâmbătă, 9 septembrie, o să avem seara Trezentului, o să fie o mini discotecă în fața primăriei, un DJ, plătitor de proiectul social. După pe 10 septembrie o să avem petrecerea prietenilor, o să fie adunați, începe la ora 6 seara, o să fie adunați copiii din comun și nu numai din comun, o să invitați toți copiii. O să fie tot felul de joc, oricum s-a făcut și de 3 luni, când a fost ziua copilului prin 3 dasă pe 3, că așa a fost așa. Iar prin 11 septembrie avem Liga Campionilor, o numesc eu, avem campionatul de fotbal și seara la campionatul de fotbal local, care se face pe bază de invitare. Vreau să spun ceva. Deci aveți suma asta de bani de 20.000 de sănători, să vă aveți în vedere să faceți, cum să zic, și cu ansamblul ăsta de copii, să le dați și lor ceva, pentru că dacă... Da, spuneți suma de 23. Trebuie motivați și ei, că sunt micuți, să pornesc la drum și trebuie să aveți acolo în vedere și lucrul ăsta pe ei. Da, este sensibil. Cam micuță. Cam micuță. Dar asta o să discutăm mai departe. Dar mame, putea noi da de la Consiliul Local, sunt mai multe. Asta o să discutăm la diferență, o să vină o propunere de proiect și o să fie o discuție pe tema asta, cu ansamblul copilului. Deci și aici o să fie, plătiți puțin, foarte puțin, undeva la 2000 de lei, să fie pentru tot ansamblul copilului. Dar aici trebuie să fie trebuie motivați. Am îmbărțit banii că să ne ajungă să... Da. Eu aș avea ceva să adaug o întrebare. Să înțeleg că nu avem buget plătit acum. Tot ce se desfășoară, așteptăm? Da, am discutat cu cântăreții și așteaptă până ne vin finanțarea pe proiect. Semnat contract, așa este semnat. Așa, să fie contract, că dacă nu ne pomenim, o să le dea judecată și să zice, domnule, dar eu am venit și am cântat acolo degeaba. Așa este, așa. Deci avem certitudine că banii ce vor veni. Vor veni și avem certitudine, ei au certitudine, ei vor fi plătiți când vor veni banii pe proiect. Cu privire la ceea ce a afirmat domnul consilier Ceasă, dumneavoastră spuneți că parcă există o certitudine, că într-adevăr cei de la OIR în final vor accepta finanțarea respectivă. Dar eu vă pun întrebarea. Dar dacă în final cei de la OIR, așa cum deja acum au blocat alte finanțări din trecut, nu vor
vor finanța și zilele Tamașului. Spuneți-mi, în final, către cine se adresează cântăreții aceștia, jucătorii aceștia de clopoței? De cum vor lua banii? O să vină înapoi la Consiliul Local să le aruncăm noi banii pentru că au dansat? Au fost susținut din Consiliul Local, dar nu era proiectul, trebuia să facem zile. Deci, să înțeleg, o să vă discutăm între hotărâre prin care noi Local să luăm iar de la buget o sumă imensă și să o dăm dansatorilor? Dacă nu dați voi. Deci, când a fost creat de către doamna primară acest proiect social, a fost prins și prevăzut de la bun început. Este prins în... nu are cum să ne spune... Da, dar trebuie să le bani nu interesează. Asta ați întrebat. Dați-mi voi, suntem v-am lăsat să vorbim. Doamna, doamna. Au fost prins de la bun început și aprobat acel proiect de către ei. Suma nu va... doar dacă... dar nu cred că ar avea ce se întâmple să nu ne vină bani. Suma nu are cum să ne scadă de pe proiect. E obligatoriu să meargă pentru că a fost aprobat de la bun început. Când s-a creat proiectul, a fost prevăzut 2 ani de zile să fie susținut din zilele Tamașului de către acest proiect. Dacă dumneavoastră considerați că 20.000 de lei sunt mulți din bugetul local să se facă zile comunității, chiar vă rog să vă interesați la alte primării, mult mai mici decât noi, sub 3.000 de locuitori, să vedeți cât ajunge o zi a comunității și ne avem 4 zile incluse, din care de bugetul local cheltuim doar 3.000. Păi suma asta de 20.000 de lei, n-am suplimentat decât cu 3.000 de lei, pentru că chiar nu mai aveam nesul. Întrebarea domnului Tomar este interlocutor. Dacă socialul nu dă bani, cui s-a adresat de cântărețele? Consiliul Local sau socialul? Exact cum s-a mai întâmplat. Primăria Comunei Tamaș și Consiliul Local. Deci pentru că Consiliul Local a dispărut în ultima perioadă, deci să se știe clar, ansamblu folcloric funcționează pe lângă Consiliul Local Tamaș. Deci v-aș ruga să aveți în vedere. Păi, Andrean, sunt înregistrările care sunt dovadă. Andrean a precizat faptul că ansamblu se susține de Consiliul Local. Domnul Vieru, nu știu dacă știți, noastră tutelați un ansamblu, știți că sunteți sub tutela directă a Consiliului Local, știați asta? Ați trimis vreo notificare la Consiliul Local vreodată cu activitatea dumneavoastră? Eu sunt de 2 ani aici, niciodată nu m-ați venit cu notificare la Consiliul Local. Există o anumită de activitate care... Nu, domnul Vieru, n-ați înțeles ce v-am spus. Ansamblul respectiv este sub tutela directă a Consiliului Local. Încă nu ne plătește nimeni. Asta nu înțelegeți? Nu, nu, da. Deci, doamne, răspundeți, păi răspundeți în sală de răspundeți. Domnul Tomar, să răspundă diverse ori, cum a doamna Sfântă. Exact, exact. Deci, dacă ai greșit, deci îmi repet întrebarea. Dumneavoastră știți că sunteți sub tutela Consiliului Local? Noi administrăm ansamblul. Ați primit vreodată vreo notificare Consiliului Local pe activitatea noastră? Ați făcut un raport de activitatea noastră în ultimii 2 ani cel puțin? Nu ați făcut niciodată, domnul Vieru. Domnul Vieru, lăsați-mi într-un diverse. Domnul, era tot de social, de acest motiv. Mulțumesc. Vreau să trec și eu ceva. Ești politon. Vis-a-vis de proiectul ăsta. Ce înseamnă gala gospodarilor locali? Mai explicit. Acum mă explic. Eu te bază de invitație. Da, asta am citit, da. Să fie invitată... Cum se traduce? Gala gospodarilor locali. O să fie un ordine de persoane, de oameni. De gala asta o să ocupi domnul părinte care lucrează pe social, Dănilă Liviu.
El se ocupă de la la zi. O să fie o adunare seara cu un număr de persoane, inclusiv poziții locale, să primim și dumneavoastră invitații, și să adună la plăscut și o să fie o gală, cu prezentări, cu o licitație, o să fie niște licitații, prezentări, mai multe lucruri. Să înțeleg chiar și dar domnul Darăzic, dar nu se repui facilități respective, numele grupului social sau numele OATE la mașină? Nu, numele OATE, în numele social. În numele OATE, dacă ați să fie. Dacă îmi permiteți, aseară a venit preotul Dănin la mine, a zis că s-ar putea să apară, să lansez invitația către toți consilierii. Deci în ce constă? Nici eu n-am știut să zic cine-s gospodare, care e criteriul de selecție. Încă observăm o formă de discriminare. Da. Și deci nu va fi suportat din bugetul local. Deci vom fi invitați acolo. Fiecare își va plăti meniu, contracost, cât va plăti meniu. Salut acest eveniment, pentru că acolo mai putem să ne găsim, într-adevăr, tot felul de activități foarte bune pentru copii, dar e bine și cu cei din vârsta a doua și a treia, că acolo noi chiar mai putem socializa. Deci, salut inițiativa preotului. Bine, domnul președinte. Domnul președinte, mă o mică interpelare. Hai, nu mai spuneam că să facem interpelare. Cu privire la ceea ce a afirmat domnul Ceasă, ideea e din sensul semantic al demersului respectiv pe care l-a făcut domnul Danilă, este o discriminare la adresa cetățenilor. Adică noi am împărțit cetățenii comunei Tamaș în gospodar și în non-gospodar. Deci, în opinia mea, domnia lui, ținând cont că noi suntem la Comisia Juridică și ne ocupăm inclusiv de drepturile omului, dacă domnul Danilă vine cu proiecte din acestea prin care se segregează populația din comuna Tamaș, observ că are o problemă. Domnul trebuie să știe că în România avem instituții care apără drepturile omului. Mulțumesc! Bine, hai să punem la cine pentru se abține cineva? Așa, hai să mergem la proiectul de hotărâre numărul 49. Proiectul de hotărâre numărul 49 privind includerea drumului BS-999/86 în domeniul public al comunei Tamaș de Județul Bacău. Se include în domeniul public al comunei Tamaș următorul drum. Drumul sătesc din 999/86 se poate în sat Petești, comuna Tamaș de Județul Bacău, lungime el 730, lățime medie de 4,35 m. Suprafața totală 380 m². Este vorba de drumul de la dintre depozit și autoscurt de județean. Dar nu e drumul județean, e drumul care se duce până la cele 4 case care au fost deschise. Face legătură cu drumul județean. Face legătură cu drumul județean. Și este vorba de drumul ăla. Inclu din domeniul. Locul cu cenerul ce s-a vrea? Da. Da. Comentele cu știri care este, da? Până noi supunem la vot. Dacă îmi primiți, da, spune. Ați spunea să nu avem interpelare pe un proiect de asemenea. Da. Vreau doar să adaug, pentru nu știu la câta oară, în momentul în care se prezintă proiecte, proiectele sunt în faza de hârtiuțe. Noi, ca să putem delibera și adopta în știință de cauză cu respectarea cadrului legal, avem nevoie de note de fundamentare. Aici nu o spun cu critică, dar cel care a scris raportul de specialitate trebuia să adauge un pic de documentație mai coerentă, mai profundă cu privire la proiectul respectiv. Deci doar pe latura de legalitate, eu nu fac referire la oportunitatea proiectului, pentru că asta se va vedea la vot. Eu vorbesc pe legalitatea proiectului. Mulțumesc! Da. Aici aș avea un amendament. Comisia Economică a dat aviz favorabil. Dar rugăminte ești către domnul secretar. Noi nu avem nici la ora actuală o situație a domeniului public. Adăugăm la domeniul public. Deci eu personal, ca șef al Comisiei Economice, nu am listat domeniului public al comunității.
Dacă cineva mă întreabă, domnule, ce aveți voi în domeniul public? Cu părere de rău, ce să zic? Deci, l-aș lucra pe domnul secretar, cel puțin către Comisia Economică, pentru că sunt direct răspunzător de actualizat. Domeniul public actualizat. Nu ce avem în domeniul public? Mulțumesc. Dacă permiteți, să vă spun. Sunt în perioada acolo. Am înțeles și nici. Sunt în perioada care am primit, dar nu spun ca să mă justific. N-am avut să văd dacă există sau dacă nu există. Chiar până la săptămâna viitoare, să iau în primire această zonă, cum va fi de la cadastru și stau de vorba mai înăuntru, pe acte, pe lege. Sigur, mă voi pleca foarte, foarte serios asupra acestor lucruri. Dacă problemele date de proprietate publică și proprietate privată a comunei, să separăm, să vedem puțin clar, putem, pentru că sunt foarte, foarte importante și am constatat și la multe localități din România, foarte multe probleme au decurs din, într-o evidență neclară aceste chestii. Ce a spus domnul Toma, vă promit că la ședința următoare, deja am constatat, mi-am propus și mi-am schițat câteva chestii, ca toate proiectele de lege să fie foarte, foarte bine fundamentate și mă vorbim cu foarte personal împreună cu domnul primar, ca colegii din aparatul de specialitate să lucreze și împreună la justificarea și la explicații tehnice și economice pentru susținerea proiectului. Pentru că colegii au lucrat separat, unul poate nu știu de altul, eu fac mai în viteză, că multe s-au hotărât în primul rând, hai mâine cu niște de Consiliul Local să le facem și au fost date peste cap. Din alețele astea, că l-am amintit să le pun cap la cap. Și nu mai știu când chestii, vă spun sincer, am avut la lucrat în anul meu. Dar la ședința următoare, deja nu se mai crede această problemă și dacă va fi orice problemă, trebuie să mă sunați, trebuie să vedeți la mine să discutăm chestiile astea și propuneți îmbunătățiri. Domnul Tomă, mi-a dat câteva idei, majoritatea foarte bune, vreo două, mă mai gândesc. Mulțumesc. Cu privire la proiectul 49, vă aduc aminte și sunt chiar convins că știți simțul noastră, cu referire la Consiliul Local și mai ales la Comisia Juridică și Comisia Economică. Știți foarte bine că e important și pentru noastră, domnule secretar general, avem raportul Curții de Conturi, care ne obligă, efectiv ne obligă și trebuia până acum să înființăm comisia aceea ca să facem o inventariere a imobililor, proprietăților din Comuna Tamaș. Deci, dacă nu aveți raportul Curții de Conturi, vă promit că în zilele următoare vă aduc raportul Curții de Conturi. Acolo au impus niște obligații. Noi trebuia să înființăm comisia respectivă până astăzi. Faptul că noi, Consiliul Local, încă nu ne trezim și nu înțelegem că a adopta hotărâri din Consiliul Local afectează cetățenii Comunei Tamaș, e o problemă gravă. Deci, în opinia mea, credeți-mă, a nu respecta un raport al Curții de Conturi, deci efectiv ne obligă să înființăm comisia respectivă, așa cum spunea și domnul Bucu și cum spunea și domnul Ceasă, în final ca să ne iluminăm și noi cu privire la ceea ce se întâmplă în Comuna Tamaș. Mulțumesc! Mai sunt supune la cine pentru abținere. S-a votat. Începe proiectul de hotărâre numărul 50. Domnul primar. Proiectul de hotărâre numărul 50 privind participarea OATE Tamaș la elaborarea studiului de oportunitate și fundamentarea pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin cursele regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană. Articolul 1. Se află participarea OATE Tamaș la elaborarea studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin cursele regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană. Articolul 2. Primarul Comunei Tamaș va duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri prin Departamentul Achiziții Publice și prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Articolul 3. Prezenta hotărâri va fi comunicată Primarul Comunei Tamaș, Departamentul Achiziții Publice, Asociația Zona Metropolitană Bacău și Instituția Prefectului. Aici, dacă vreți să... Dacă vreți să vedeți, domnul Toma, tu mi-ai face să mai scrieți în timpul listă. Cum a domnul Toma? Cu privire la proiectul 50,
În opinia mea, într-adevăr, avem, cred că, posibilitatea de a face un salt, inclusiv economic, dar inclusiv social, cu privire la proiectul respectiv. Din punctul meu de vedere, cred că este de susținut cu o calificare mai deosebită proiectul respectiv. De ce? Pentru că, în final, poate că nu am explicat, chiar dacă nu este fundamentat bine proiectul respectiv, facem parte din zona metropolitană și faptul că, în final, suntem și noi înglobați, exact ca orașe civilizate, că vom avea trasee mai ieftine și trasee mai rapide către oraș, mie nu rămâne decât să salut un astfel de proiect și, ca de dovadă, cu siguranță îl vom susține. Mulțumesc! Acum am voie să zic și eu ceva, dar de legătură de acest proiect. Am primit de la zona metropolitană niște chestionare de mobilitate. Am vrut comitea să le completați și dumneavoastră și să încurajați în cât mai, în cât mai mare să fie completate de către cetățeni. Au fost postate pe pagina de Facebook, am să le mai repostez o dată, am dat și prin comunitate aceste chestionare, chiar am scos-o și dumneavoastră mai un număr cât mai mare, pentru a o completa. În aceste chestionare, zice, întreabă de pe chestii, cum ar fi la ce oră, de unde plecați, cam cât dați pe bilet, cam, întreabă cam din ce, la ce oră se vină autobuzul și cam cât să ajungă bilet. Și care sunt numărele cele mai importante? Dacă vrea, domnul consilier, dacă vreți să ne împărțiți? La diverse, la diverse. Da, cineva, hai să punem la urmă. Cine e pentru? Proiectul de hotărâre numărul 51, privind aprobarea avizului general actualizat aferent studiului de fizabilitate pentru obiectivul de investiții, construirea de pavilion pentru activitate școlare în aer liber, înființare și dotare laborator și școală gimnazială numărul 1. Aici avem, hai să citesc, practicul articolul 1, se aprobă de vizul general actualizat aferent studiului de fizabilitate pentru obiectivul de investiții, construirea pavilionului pentru activitate școlare în aer liber. Articolul 2, prezentă hotărâre va fi comunicată primarului Comunei Tamaș, compartimentul financiar contabil, instituția prefectului și va fi adusă la cunoștință publică conform legii. Aici e vorba de vizul actualizat, că am actualizat chiar anul ăsta, cred că în februarie dată, și am mai venit cu actualizare pentru proiectare. În 2018 a fost prins un preț și normal să fie un preț și acum și-a ridicat, prețurile, domnul proiectant. În schimb, noi am găsit o economie în aceste vizi, o să luăm de la studiul de vizibilitate de la 3.1 și o să ducem la proiectare. Deci o să luăm de la capitolul 3, de la 3.1, la punctul 3.1 la studii și o să ducem la 3.5 proiectare. Practic nu o să mărește nici devizul, rămâne același deviz general, doar în economie ducem la proiectare ca să... Dacă ne vedem, doamnă Da. A cineva să mă înțeleg? Eu, dacă trebuie să mă înțeleg, să-mi iau cu domnul că eu vreau. Permit domnului consilier de la Comisia Economică să-i fac intermerarea și după aceea intermerare. Comisia Economică a dat aviz favorabil la acest proiect cu un amendament și cu rugămintea ca în următoare ședință domnul director sau managerul de proiectie pe care îl apreciez pentru munca care a depus-o să atragă fonduri, deci pentru asta și Comisia Economică n-a pus nicio piedică, dar totuși lista de investiții ar trebui să fie adusă public și Consiliul Local. Doamne, ce? Nu avem. Avem și numele. Și lista de investiții ați avut că n-ați aprobat proiectul. La început, noi acum am aprobat. Actualizat. Dar lista bine, domnule, ce o să avem acolo? O să reamăm la nota de finalitate. Dar nu știu că, domnule, am urmat de proiectul ăsta, lista de investiții și tot proiectul l-ați primit exact când s-a supus la vot
primăvară pentru... Da, a fost o oportunitate, doamna primară. Și atunci ați venit... Ai venit în calitate, doamna. Da. Dacă pe mine să tășim, aici e vorba de devizm, am înțeles doar. Devizm, care face parte din tot proiectul care l-ați aveți la MAPO, l-ați avut la MAPO. Aceeași sumă, numai de răspăsit. Așa spune, mai avea de răspăsit. Păi, care, din deci, cu privire la proiectul 51, este un proiect extrem de delicat. Observ că nu s-a înțeles prea bine. Ori doar se mimează și se mută subiectul dintr-o parte în alta, doar ca să se piardă firul noțiunilor logice. Inclusiv noi la Comisia Juridică am dat un aviz favorabil proiectul respectiv. Totuși, vă pot prezenta, noi trebuie să înțelegem că suntem tutelați de cetățenii Comunei Tamaș. Noi suntem în serviciul oamenilor din Comuna Tamaș. Noi nu am venit aici ca să ne acoperim de hârțoace și de tot felul de explicații personale ca să ne sustragem obligațiilor pe care le avem în conformitate cu cadrul legal. Cu privire la proiectul respectiv, eu vă pot spune că am fost la fața locului, am fost la școală, am fost cu directorul școlii, nu o dată, de două ori și am discutat de trei ori pe speța respectivă. În primul rând, în momentul în care vorbim, aici ca să răspund domnul primar, faptul că face referire la proiectul care s-a prezentat ca idee, adică e foarte bine, noi suntem de acord să se facă o ciupercă, un foișor în curtea școlii. Nimeni cred că nu este contra subiectul respectiv, dar acela era pe oportunitate, adică dacă dorim să se înființeze la școală foișorul respectiv. Așadar, cu privire la legalitate, pentru că aici fac referire la domnul Ceasă, că și-a evocat poziția de pe unul Comisiei Economice, adică atunci face referire la cadrul legal proiectului. Și eu acum vorbesc tot de pe speța Comisiei Juridice. Noi vorbim din punct de vedere legal, nu al deliberărilor și adoptării în plen. Noi vorbim, spre exemplu, nu poți veni cu un deviz actualizat, cu sume exorbitante, nu ne interesează de unde este finanțarea, ci pur și simplu eu ca să dau semnătură pentru un document de speța respectivă, eu trebuie să-mi însușesc cu certitudine că într-adevăr nu are loc o căpușare a banilor respectivi. Spre exemplu, vorbim de 6 miliarde jumătate și se vine cu o notă de fundamentare de 3 rânduri. Pe o foaie de A4 vii cu o notă de... Deci nici măcar nu este raport de specialitate. Adică se confundă cu referatul de aprobare. Este suprapune cu referatul domnului primar la care face referire, că vezi, doamne, poate dumneavoastră nu știe ce înseamnă referat de aprobare. Referatul de aprobare certifică faptul că de la departamentele de specialitate dânșii au verificat, pentru că alesul local nu trebuie să aibă studii juridice, pentru că este ales local, adică este reprezentat cu cetățenilor din Comuna Tamaș. Dânsul certifică că, într-adevăr, departamentele de specialitate, adică angajații care iau un curcoi de bani de la bugetul local, așa și râd pe voluri pe aici și în ZFM-a cu cetățenii, de bună credință, care nu au mai scurt. Nu un pic. Ideea e, după aceea, aici la... Aici este o eroare, efectiv, și legiuitorul nu dă voie. Firma nu se cheamă Sece West Consrl, se cheamă Sece West Cons Nicolae Bărcescu, așa este trecut la registrul comerțului. Deci, domnii, ca să ascundă că de fapt vorbim de fiul primarului Comunei Tamaș, care are o firmă căpușă în Comuna Tamaș și face o serie de documente prin care... Nicolae Bărcescu. Prin care încearcă să... Deci, ideea e, nu 6 miliarde de lei pe o hârtiuță, efectiv, și nu este o poză a lucrării respective, nu există un proiect al investiției respective. Domnul primar face referire la atunci când s-a prezentat proiectul ca idee. Noi am aprobat proiectul ca idee, adică e bine să se facă foișorul respectiv acolo, dar noi aici vorbim de vizul final, actualizat, adică se scoate 6 miliarde jumătate și noi nu avem o notă de fundamentare a celor 6 miliarde jumătate. Hai că te mulțumesc, domnul primar. Deci avem 5. Adică
Am descoperit că dumneavoastră acel voișor care se vor face activități, serbări pentru copii, au dormit ciupercuță. Ciupercuțele probabil sunt de la păduri, de la... Știți de cât mai departație? Dați-mă, total construcție pavilion pentru activități școlare în aer liber sunt de 6 miliarde. Total construcție. Sunt 3 laboratoare. De ce duceți în eroare? Sunt 3 laboratoare. Biologie, chimie și fizică. Total construcție plus montaj sunt 3 miliarde. 2 miliarde în 20. Aceste modificări care au fost la actualizarea divizului care a fost astăzi. Deci, ce distribuie care se modifică suma rămasă din capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică și se duce la capitolul 3.1 la 3.5 la proiectare. Deci, de la strategia 5.200 de lei. 5.200 de lei rămași din economie și se duce la proiectare. Asta se actualizează acum. Nu 6 miliarde, nu știu ce dumneavoastră. Acei 6 miliarde e vorba de totalul construcției, totalul laboratoriu cu construcția din curtea din spate. Văd că dumneavoastră considerați că nu e nevoie de acel pavilion. Și ar trebui să fie domnul primar. Să punem la nu mai mic. Deci eu fac referire la... Dar nu răspuns paralel. Noi vorbim aici de studii de fezabilitate, de tot felul de instituții. Ați socotit că e vorba de vreo 3 miliarde aproape numai hârtii. Și dotările acelea care ați făcut referire, trebuia să puneți la nota de fundamentare care sunt dotările. Că domnul Ceasă, consilier local de la Comisia Economică, v-a întrebat, și pe bună dreptate, care sunt investițiile? Adică, spune lista. Asta facem, asta e dotarea, 10 bănci, 10 scaune, un tablou, un steag. Mă înțelegeți? La când am proiectul, era o oportunitate, adică dacă suntem de acord să se facă investiția respectivă. Noi vorbim de trecut, nu vorbim astăzi, nu vorbim documente, nu vorbim pe vorbă. Țara asta de 33 de ani este dusă cu vorbă. Oamenii sunt păcăliți cu hârtii. Și în final banii se duc prin dos. Cum duce dumneavoastră acum în Europa? De toată lumea. Hai să spunem la vorbă. Cine pentru proiectul ăsta? Și vă rog să studiați foarte bine de general, pentru că era o anunție. S-au spus la dreptul nu știu. Da, dar nu, 6 miliarde, diverse. Dacă da, pe domnul președinte la tine. Te începem la diverse. La diverse, la diverse, la diverse, la diverse. Trei invitați. Doamna Chiatraru, doamna. Eu m-am întâlnit primul la diverse, domnul. Da, da. Că atunci îi dăm cuvântul domnul Toma, domnul Toma vrea pe ei. Da, domnul. Deci suntem la diverse. O să încerc un pic să sintetizez o situație extrem de delicată pe care suntem în consiliul local, domnul. Deci credența mea este obligatorie, să știți. Deci cu privire la... Să mai aproape de el decât de mine. Vreau să aduc la cunoștință.
tot felul de mesuri prin care cetățenii comunei Tamaș să nu afle cum funcționează administrația publică, să nu afle ce se întâmplă în primărie, ce se întâmplă în Consiliul Local. Noi astăzi suntem la diverse și eu o să încerc pe această cale, pentru că legea mă obligă în calitate de Consiliu Local, trebuie să facem în așa manieră încât transparența decizională într-adevăr să existe. Vreau să vă aduc la cunoștință că ceea ce se întâmplă în primăria Tamaș ca și unitatea administrativ-teritorială, cu angajați, spre exemplu, avem angajați în primăria Tamaș, care sunt câte doi băgați unii peste alții, deci cam peste tot sunt câte doi. Asta înseamnă o povară fiscală pentru comuna Tamaș, mai ales că avem personal necalificat care lucrează în primăria Tamaș și au obținut tot felul de hârtiuțe prin diferite căi. Deci eu vreau prin asta să transmit un semnal. De ce vreau să transmit acest semnal? De 2 ani de zile am făcut păran aducând tot felul de documente, legea, referire față de hotărârile pe care le luăm. Hotărârile pe care le luăm creează efecte în viața oamenilor. Adică oamenii din comuna Tamaș, dacă sunt săraci, sunt săraci din cauza noastră. No. Noi nu putem ține un aparat de specialitate, spre exemplu, cu ghilimele de rigoare, numai ca să emită avize. Deci noi asta facem în comuna Tamaș. Avem o grupare de angajați, nu-și cunosc obligațiile din fișa postului, nimeni nu a ajuns acolo pe criterii de performanță, nimeni nu a întocmit un raport de activitate, spre exemplu, dom'le, să-l adreseze Consiliul Local, să spună, uitați ce competențe am eu, uitați că eu îmi cunosc fișa postului, eu îmi respect atribuțiile legale. Noi vorbim, credeți-mă, doar de o grupare care încearcă, acesta este punctul meu de vedere, ca drept dovadă, eu astăzi, 31 august, anunț că în următoarele 6 luni, dacă nu se îmbunătățește actul administrativ, dacă angajații nu-și fac treaba, eu personal îmi dau demisia din Consiliul Local. Eu nu vreau să mă fac părtaș la toate hoțiile din comuna Tamaș. Cu tot felul de firme, cu tot felul de chestii. O spun cu o transparență deschisă. Deci oamenii trebuie să înțeleagă, nu mă întrerupeți, oamenii trebuie să înțeleagă că noi Consiliul Local nu avem nicio treabă cu primăria Tamaș. Primăria Tamaș l-are pe primar, care are câțiva angajați în subordine, care au salarii de sute de milioane. Deci toți cumulat, ridică miliarde. Prin asta vreau să aduc la cunoștință. Spre exemplu, cotele de benzină, cotele de motorină. Vedem cu un furt colosal din bugetul Consiliului Local, din bugetul Consiliului Local. Deci primarul are atribuții cu angajați. Consiliul Local are atribuții cu administrarea întregii comune. Deci dacă dumneavoastră, spre exemplu, poate nu este vina noastră, eu nu pun vinovăție nimănui. Fiecare angajat, observ, aveți, spre exemplu, s-a angajat acum doamna Cojocărescu. Doamna Cojocărescu, noi am avut doamna Alina Ciobanu angajat din comună, noi în loc să facem locuri de muncă pentru comuna Tamaș. Noi am adus o doamnă de la, tot așa, pe fende, am adus o persoană angajată care nu-și cunoaște atribuțiile din fișa postului. Deci, era necesar ca o doamnă, cine știe de pe unde, că nu o cunoaște nimeni, cu pilă adusă în primăria Tamaș, are experiență 5 ani. Ce o recomandă pentru funcția respectivă? Adică noi am avut Alina Ciobanu, o doamnă angajată cu experiență în primăria Tamaș, și a venit o doamnă cu Cojocărescu care a venit la social, mai e revenit aici în Consiliul Local, să dea în picioare aici plângând, că vezi, doamnă, doare sufletul pentru copii, că nu și-a luat bani și nu știu ce. Și în final și-a părăsit copiii și a venit aici cu un salariu imens în primăria Tamaș, că aici nu se lucrează. Aici doar se încasează bani lunar. Deci, credeți-mă, eu în următoarele 6 luni, astăzi anunț că îmi dau demisia din Consiliul Local dacă nu se pune piciorul în prag cu privire la obligațiile pe care le avem față de cetățeni. Uitați-vă în comună, oamenii sunt amărâți, nimeni nu știe ce are de făcut. Câte proiecte am făcut noi în favoarea oamenilor din comuna Tamaș în ultimii 2 ani? Câte proiecte? Niciun proiect. Toate proiectele vin și pun poveri peste oameni. Taxe, impozite. Vreți să scădem prețul la apă? Haideți să ieșim de la Adi. Să ieșim de la Adi. Să facem apa 2 lei, așa cum o plătesc cetățenii de la Giosen. Mulțumesc frumos! Vreau să le-a... Este domnul... Uite, stați așa un pic, doamne, trebuie să-ți zic o comparație.
Din punctul meu de vedere, comuna, eu nu mă seara, acum a venit domnul Toma. Din punctul meu de vedere, comuna noastră este foarte, foarte dezvoltată și mulțumim doamnă primar pentru chestia. Avem asfalt și în câmp, unde alții n-au pe drumul principal. Din punctul meu de vedere, că sunt angajați în primărie, nu trebuie comuna, oamenii din comună sunt săraci din cauza asta, care sunt într-un prag de sărăcie, nu sunt săraci, nu putem numi săraci, sunt într-un prag de sărăcie. Spuneați de doamna Cojocărescu. Doamna Cojocărescu a luat examenul, a luat, asta are 5 ani, are facultate, spuneați că are facultate, diplomă de urbanist, 5 ani în experiența în studii. 5 ani așa s-a cerut la geografie, 5 ani în studii, la așa. Încă nu este angajată. Încă este în probă, vom vedea dacă va fi angajată, dacă se va descurca. Da. Dacă o privire clar la domnul primar. Stați un pic, doamna Petranu, înscris. Hai, doamna Petranu, spuneți-mi, așteptam. Aș vrea să spun că e ziua limbii române. Nu știu dacă cine știa de Dumnezeu dumneavoastră. E ziua limbii române, care eu nu mai înțeleg. Datorită lui domnul Toma. Atâta o dezvoltă și atâta nu mai înțelege, nu știu dacă au înțeles cineva ceva ce vorbește domnul Toma. Dacă eu spun acum ceva, dumneavoastră nu contrazice acum. Aveți dreptate. Deci asta am spus. Eu vin din partea ansamblului, din partea asociației, care suntem, și cu Alina, un fel de cofondator. Suntem de la începutul începutului. Și am venit să vă cerim un sprijin. Domnul Toma zice că suntem subordonați Consiliului Local. Nu știu, în ce fel. Noi ce am făcut pentru ansamblul ăsta, noi am plătit singur, ca persoană fizică. Vreau să-mi spună dumneavoastră ce mi-a dat. Eu n-am cerut la nimeni, vă rog să mă lăsați să vorbesc, să termin ideea, altfel limba română se duce la domnul Toma. Așa. Eu știu, în toți care și-au depus candidatură la primare, au avut un program de așa, și susținerea ansamblului folcloric. Iar întreb, cu cine a susținut? Toată vina se duce, deci sunt niște controverse, nu știu că limba română se mai duce. Controverse. Așa. Între Vlad, primar, Consiliul Local. Făceți-ne să înțelegem cine e de vină. Știți dumneavoastră prin ce fel ne susținem noi ansamblul? Nu știți. Sunteți la curent? Cu cheltuielile ne-ați dat un ban, domnul primar? Sau să spune chiar de mii doi ani să răspundă. Așa. Nu luați de ei, că eu-s venită cu ele, că-s pornită din mult. Așa. Eu am venit în asociația, din dragul meu, că mai am aici un susținător, domnul consilier Ceasar, care a spus că are ansamblu în sânge. Și știu că am dat sânge. Așa. Noi ce am făcut? Am făcut cu banii noștri. Eu am făcut că am vrut și am un vis al meu din tinerețe, dar nu vreau să fiu vedetă pe scenă. Numai să susțin copiii ăștia. Mi-am făcut costum, l-am plătit eu. Știți cum l-am plătit? Am făcut un împrumulă ce are, fără să știe bărbatul. Și când am terminat ce are, atunci l-am spus. Atât am costat. 1717 de lei. Am înregistrat melodii, am plătit. Am mers în, ca să facem înregistrări, am plătit. Am făcut filmări în curte în care s-a dus vestea comunii Tamaș pe banii noștri. Știți dumneavoastră cât au plătit părinții pentru fiecare copil care a cântat pe nimeni o melodie. Da. O melodie s-a plătit 180 de lei. Când, gândiți-vă că au fost care au cântat 3 melodii, 4 melodii, sau Maria Morară, pe care o susțin, nu știu dacă dumneavoastră... Femeia asta are un vis. Hai să îi realizăm. Și-au făcut vreo 5-6 melodii. Știți cât bani au cheltuit? Nu știți. Doamna Anita, o secundă și vă spate. Bun, ce v-a spus domnul Toma, n-am nimic împotrivă. Deci, dacă dumneavoastră v-ați adresat o dată cu Consiliul Local, ne-am auzit pe prima dată. Exact, asta am întrebat. Deci, asta o vreți și nu. Da, ce vreau să spun. Da, dar eu m-am sezizat în un moment. Nu vreau să fiu vedetă. V-am spus, nu vreau să fiu vedetă. Chiar acum, la 8 septembrie, chiar nu urc pe scenă cu grupul. I-am zis, nu urc pe scenă cu grupul. Și sunt și copii care au zis, dacă nu luați în considerație faptul că noi muncim pentru comună, nu urc pe scenă. Și urcați, faceți-vă sărbătoare cu invitații.
Dar ați spus întrebarea, m-ați ascultat. Da, așteptați să întâlnim în ideea, că așa puneți de toată lumea, mai înțelege ce vorbim. Da, da, mai chiar, hai să spuneți. Concluzionați, haideți. Deci asta, să ne spuneți cum ne ajutați și nu mâine, astăzi vrem să știm, altfel noi pe 8 septembrie și copiii ne-am întâlnit, dar seara și cu dansatorii și cu tot, nu vă rugăm pe scenă. Să nu vă spuneți pe mine. Răspund eu. Spune-mi, cu privire la intervenția doamnei Chetravu, doamna Chetravu, într-adevăr, are dreptate, perfectă dreptate. Așa cum a menționat doamna președinte de la Comisia de Juridică, trebuia să se consume actul dumneei măcar acum un an sau acum un an jumătate. Într-adevăr, noi avem aici dovada de ce sunteți dumneavoastră la ansamblu președinte, manager și coordonator. Noi avem dovada intrinsecă că la ansamblu respectiv, coordonatorul nu și-a făcut treaba. Asta înseamnă că noi, Consiliul Local, ar trebui să ne întâlnim, să analizăm un pic activitatea domnului coordonator și să numim un alt coordonator, pentru că, într-adevăr, și eu și cred fiecare dintre noastre susținem manifestările respective. Avem nevoie ca părinții, copiii să fie implicați în astfel de manifestări. Dar să facem un temeiul legal. Eu am spus-o și o mai spun. Eu pot să ajut, orice om poate să ajute, dar numai în cadrul legal. Dacă domnul coordonator nu și-a făcut treaba, avem 2 ani de zile, domnul se crește un mic stăpân acolo și se rătuiește la unul și la altul. Veniți, domnule, cu un document care atestă că aveți o activitate în ultimii 2 ani, că aveți probleme financiare, juridice, încercăm să propunem, așa zice legea, încercați să vă lipiți la o comisie de un consiliu local să inițiem un proiect prin care să îmbunătățim ceea ce spune domnul Chetravu, are perfectă dreptate și eu mă înclin în fața dumneei. Trebuie să susținem ansamblul respectiv. Hai să-i dăm cuvântul și poate răspuns. Cea mai mare plăcere, mulțumesc. Dacă voi îmi mulțumesc să răspund domnule Ceasă, pentru că zis că a pus o întrebare, să a ridicat o problemă. Cred că fiecare an din 2016, când ansamblul ăsta funcționează, atât la spectacolul de 8 septembrie, cât și la emisiunile prin care am mers, sunt înregistrări pe care vi le pot oferi, am precizat faptul că ansamblul este susținut de către primărie și de către Consiliul Local Tamici. Referitor la domnul Noma, domnul Noma a zis că n-am adus în ultimii 2 ani un referat de activitate. Dar o dovedește doamna, pentru că către dumneavoastră cu un referat de activitate, dacă 2 ani de zile noi nu am fost susținuți, noi am avut un referat de activitate pentru față de părinți. Pentru că ei au susținut acest lucru. Într-adevăr, probabil aici este greșeala mea sau a tuturor. Nu, aveți coordonator, aveți obligații. Obligații ca să... Da, da, aveți obligații. Odată ce nu vă însușiți atribuțiile de pe poziția de coordonator, noi avem resurse umane în Comuna Tamaș. Lăsați locul altuia, o domnișoară, o doamnă, un tânăr, care într-adevăr se poate implica și moral, și legal, și social. Nu m-am implicat în acest ansamblu? Nu! În punctul meu de vedere, dumneavoastră, nici nu aveți, în opinia mea, nu aveți cunoștințe. De ce înțeleg că doamna Chetravu a evocat foarte bine o lapă sentimentală pe care o apreciez, adică dăduirea sufletească care ar trebui să primeze într-un astfel de ansamblu. Nu orice este așa doar o poziție de măreție, ci pur și simplu dumneavoastră că erați implicat sufletește pentru oamenii care depun eforturi, veneați la Consiliul Local, veneați, ați fost aici și filmați și făceați și n-ați putut. Noi suntem în dificultate cu ansamblu. Adică copilul dacă nu plânge, înseamnă că nu e o problemă. Eu știu, nu știu, poate nu sunt în deplină puslară acolo, ce se întâmplă, da. Dar, domnul Vlad, știu că au bătut din mai multe ori cu pumnul în masă și nu a fost ascultată. Acum este între voi, că știți, că nu știți. Așa, noi asta ne s-a spus. Dar în timp de 2 ani de zile, noi doar ne-am zbătut, știi și Vlad, știm și noi, că el nu a venit motivat doar pentru copii. Nici măcar nu i s-a plătit benzina. De venit săptămânal la ansamblu. Și dacă spuneți că vreți, referitor la chestia asta, vine altcineva care să-și ducă la bun sfârșit lucrurile și îndeplinătățile care trebuie să le facă, întrebați și copiii, ce i-ar dori? Atâția ani de zile, copiii s-au atașat de el și îl iubesc, de ce spuneți că țipă la el? De ce spun un copil care i-a făcut rău la el, care nu se împacă cu el, care nu-l dorește? De ce să nu ținem cont și de dorința copiilor? Nu? Oma nu-mi dorește nimeni. Păi, asta nu se întâmplă.
Să ai grijă ce mai vorbim cu pumnul masă. Asta e. Am trebuit să vină la domnul Popa și să dați concurați. Și nu să venim să facem. Da, dacă nu să știți, ba, nu, chiar nu de la început, nu, 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 ne urcăm pe scenă. Și atunci nu s-a făcut. Vă rog să permit, doamna Chetran, cu tot respectul care îl vorbă. Mi se pare un șantaj să veniți un o săptămână să spuneți că nu mai e. Ce bani? Ce să facem cu diferența? Sunt 20.000 care sunt pentru festivitățile astea. Atunci ce s-a făcut? De ce n-ați venit să spune, doamna Maria Tătaru, 100.000 de euro? Păi, sau 1.000? Păi, vedeați cum. Deci sunt bani, doamna Chetran. Păi, dați ce nu-i mai Tătaru, nici mai nu știu. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Făceam un proiect de hotărâri, îl votam și atunci puteați veniți cu șantajul ăsta. N-ați făcut nimic. Nu e posibil așa ceva. Referitor la afirmația domnului Vladinski, vreau să vă amintesc că ansamblul folclorii în zile de Crăciun când a fost în biserică nu s-a zis ansamblul folclorii mulțumim domnului primar, dar nu a fost. Nu s-a făcut referire. Consiliul local. Dacă îmi dați voie să vorbesc, dacă nu vorbiți dumneavoastră și nu mai înțelegem de lor. O să fiu un proiect, o să, domnul secretar a discutat chiar zilele astea, o să preia toată documentația să vadă ce e, să fie legal, să vezi oportunitatea de a da bani, pentru că nu putem da bani așa că ne vine, noi dăm bani stânga și dreapta. Nu e o achiziție de un lucru. Sunt niște cheltuieli. Asta o să-i explic acum, domnul secretar. O să, adevărul este că Consiliul local nu a dat niciun bani. Nu putem zice Consiliul local și nici primar nu sunt într-adevăr în biserică. Nu a zis că susținut de primar, asta. Nu a zis. Am fost prezent. Nu, nu a zis, doar așa și am fost prezent acolo. Ținim domnul primar, dar atât. A zis preotul de la biserica de la... Dar nu s-a făcut, nu mulțumim, nu a susținut cumva. Și așa a fost spus la toate biserici. Bun, și atunci de ce vreați bani la Consiliul local? Dacă era și Consiliul local... Mă mulțumim că am fost prezent, dacă era și Consiliul Local prezent, poate că mulțumim și Consiliul Local părintele, înseamnă nu mulțumim nimic. În legătură cu domnul profesor, aseară când dau la 4, a plecat în jur de 8 jumate. 4 ore a venit pe benzin la noi, într-adevăr, vine de la Lede. Voluntariat face, pentru că nu are vânt să fie plătit și nu este plătit. Așa că o să căutăm o soluție și o să susținem acest ansamblu în continuare. Cu acordul dumneavoastră, cu acordul Consiliului Local. Să cerem toate astea ca înțelegeți. Noi avem prins în buget. Asta trebuie să spunem. Noi avem o prinsă în bugetul local de la începutul anului, dar știți în bugetul
în februarie s-a votat bugetul local, avem prinsă suma de 4500. Nu am găsit o posibilitate de a face un proiect de hotărâre. Acum, domnul secretar, a promis că o să-mi preia toată documentația și o să o verificii și o să găsească o variantă și o posibilitate de a da banii sau să facă un acelere să-l putem să ține ansamblu cu proiectul de așa. Atunci, de făcut un domnul secretar? Dați-mă, o scurt pe contract, domnul Mare. Domnul primar, toate comunele din Bacău și cu țara aceasta au primit bani de la Genereză. Voi pe Tamașul, deși n-am primit niciun ban. De la? De la NFE. La Ierusalim. Cine poate vine din comuna ta, dar nu am primit niciun ban? Bohoș, au primit. Josep, toate comunele din Bacău. Tamașul, care? Niciun ban. Cine poate vine? Cine vine? Primarul și Consiliul Local. Păi cum, Consiliul Local chiar și ce vrea să facă? Consiliul Local sunt și la rândul lor inițiatori. Poate să fie proiectul, poate să fie cine cu comunitate, nu fiind doar aici la prezență, la ședință. Și cum toate comunitățile astea au făcut Consiliul Local? Și Consiliul Local, da, și Consiliul Local. Sau când mă stăm, de vine chiar să o lași? Primarul, am zis, este clar, primarul și vreau să fie clar. Hai să ne stăm de vedere, domnul secretar. Având în vedere discuțiile foarte aprinse, care sperăm să ducă la ceva bun. O să vă zic și eu părerea mea despre acest ansamblu și definalizarea proiectelor legate de acesta. În câteva zile în care a venit domnul Vladinski, a venit cu referat la mine referitor la alocarea sumelor de bani pentru treaba asta, la întrebarea mea întrebare, de ce ați ajuns cu acel referat avea la mijloc cu oamenii și l-ați făcut la început oamenii treaba asta. Așa. Mi s-a răspuns că există, de fapt, un conflict în cadrul primăriei și trebuie să spun treaba, să știți. Așa, prin care primarul și domnul Vladinski, care e coordonatorul acestui ansamblu, au solicitat treaba asta, nu au fost sprijiniți din interiorul primăriei de specific specialist de domeniul economic, acestea considerând că raportul pentru alocarea de bani se bazează pe ghilimele prestări servicii și doamnele doresc pe legea 350, că așa a considerat Curtea de Conturi. Deci, primarul și domnul Vladinski au dorit să facă treaba asta. Cei drept, cam târziu, cu referatul, trebuia să o facă de la început toată, vreți să facă treaba, dar au încercat acum, au venit către mine cu chestia asta. Am mers la sectorul economic și am solicitat explicații de ce nu își dau acordul pentru avizarea acestor sume, pentru că ele există de la început anul de buget, și a spus că așa a zis Curtea de Conturi. Bun. Având în vedere că erau foarte puține zile până la ședința Consiliului Local și eu nu pot să avizez documente atâta timp cât eu nu studiez statutul ansamblului, statutul asociației care conduce acest ansamblu, că am înțeles că are altă denumire, să vedem ce, unde merg banii, să vedem cine administrează, să vedem legăturile juridice care există între acest ansamblu și Consiliul Local și Primărie. Așa? Și raportul ăsta sau acordul de colaborare pentru așa ceva. Deci trebuie să vedem în ce condiții dăm bani. Acum, zilele următoare, mai am încă două idei legate de chestia dar nu discutăm acum, deja am vorbit cu domnul Vladinski să le aducă toate actele ansamblului și al societății non-profit care administrează această chestie. Am vorbit și cu doamnele să-mi prezinte raport din raportul funcției de corturi extras prin care e prevăzut așa, că nu putem vorbi numai pe vorbe, așa. Și pe baza acestora voi analiza cu capul meu și voi lua o hotărâre în sensul în care vom interpreta legea așa cum prevede Constituția României, în sensul în care o interpretăm, în sensul în care va produce efecte benefice pentru comunitate. Deci nu suntem aici să punem piedici că am interpretat noi legea că nu se poate, nu? Vrem să interpretăm legea și așa este corect, vom interpreta legea că se poate face ceva pentru comunitate. Așa. Și de asta vă spun că adevărul este la mijloc. Așa, și eu treaba asta o fac cu toate toate proiectele care îmi dau avizul. Eu nu avizez niciun proiect în niciun domeniu. Pe ideea, cum mă spun mulți colegi din primărie, că așa s-a făcut pe vremea lui Doamna. Nu dau niciun lucru. Așa se face la altă primărie. Nu mă interesează, am cap județ, citim legea, mă sfătuiesc cu colegii, mă sfătuiesc cu dumneavoastră din Consiliul Local, pe proastă de atât, să luăm cele mai bune decizii. Da, vreau să vă spun o chestie. Deci nu trebuie să fie supărat absolut de ordine. Noi chiar am crezut, nu, stați, lăsați-mă până la cap. Noi chiar am crezut că dumneavoastră
dumneavoastră beneficiați toate drepturile astea, n-am auzit pe nimeni plângându-se. Întrebați pe domnul Fratinsie și m-am întâlnit într-o secvență și le-am zis, zic, dar cum pentru așa s-o ducere și pentru mansarul noastră? Deci noi avem. Deci dacă venea la noi proiectul, s-a vorbit de 45, 20, 30, mai e vorba de atât de tot. Ați înțeles exact cum spunea dumneavoastră. Dați-o copii, poate că l-ați spus. Da, noi avem niciun loc. Și mai ales la dumneavoastră avea să exact cu cine trebuia să